Aceasta, că ne dai din nou ocazia de a sta înaintea feței tale, iar prin cuvânt tu să vorbești inimilor noastre. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că din nou dorești să auzim mesajul dragostei tale revărsat prin Domnul Iisus Hristos și prin Evanghelie. Te rugăm pe tine, Tată Ceresc, ca unul care ne cunoști la fiecare inima, să ne ajuți ca să avem inimi deschise, inimi doritoare și primitoare de cuvântul Tău, a cuvântul Tău, care va fi semănat și astăzi, să pătrundă într-un pământ bun, un pământ care să aducă roadă spre slava numelui Tău. Te rugăm pe Tine să zădărnicești și planurile celui rău, că și El este prezent ca să fure sămânța bună a cuvântului Tău. De aceea, întreaga lucrare, o încredințăm în mâna Ta, știind că Tu ești Cel ce lucrezi și astăzi, după voia Ta, pentru felul cum Tu vei lucra și astăzi, pentru tot ceea ce Tu ne vei descoperi din cuvântul Tău, îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Domnului, dorim să ne citim un text din Scriptură, din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 9, de la versetul 1. Citim despre întoarcerea lui Saul. Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care le soțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedea pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Va și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele Tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci El este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel,
și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și i-a zis: Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solț și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit El aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-L omoară și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-L omoare. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar tot se temea de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și l-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evrei care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezarea și l-au pornit la Tars. Cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu și lumea creștină vorbește despre Apostolul Pavel, sau Paul, cum este în altă traducere, ca despre un om credincios, ca despre un creștin adevărat, care a influențat atât de mult, așa cum știm, creștinătatea în primul secol. Dar omul acesta, așa cum ne prezintă Scriptura, el nu s-a născut creștin. El nu s-a născut creștin. A crescut într-o familie, sigur, de oameni religioși și, așa cum știm din Cuvântul lui Dumnezeu, părinții lui doreau ca el să aibă parte de o educație aleasă. De aceea l-a dat la o școală renumită în Tars, așa cum știm. Ajunge în cele din urmă să învețe la picioarele lui Gamaliel, așa cum spune Scriptura. Era un învățător prețuit de tot Israel. Tânărul Saul dorea să se consacre slujbei de rabin. Era dorința părinților, dar a fost și dorința lui. Întoarcerea lui Saul s-a petrecut la un an distanță de la moartea martirică a lui Ștefan. În jurul anului 32, așa cum știm, Saul apare pentru prima dată în Cuvântul lui Dumnezeu când îi ținea hainele celor care îl omorau cu pietre pe primul martir credincios, Ștefan, în Faptele Apostolului, capitolul 7. Așa cum vedem, crește într-o familie de oameni religioși, așa cum am crescut și noi, poate mulți dintre noi. Era un tânăr zelos, era un tânăr plin de râvnă pentru apărarea neamului în Israel și pentru propășirea religiei lui. Saul voia să șteargă sau să stârpească tot ce era străin față de învățătura legii lui Dumnezeu dată prin Moise. Creștinii erau socotiți dușmani ai poporului Israel și ai religiei sale, de aceea erau urmăriți, erau prigoniți cu o ură nemaipomenită, așa cum vedem. Autoritățile religioase făceau tot ce este posibil ca ei să nu vorbească despre numele Domnului Iisus Hristos. Așa a ajuns Saul să fie conducătorul celor care prigoneau pe credincioși. Conducătorul prigonitorilor. El socotea nimicirea creștinilor, așa cum spune el într-o altă epistolă, ca o slujbă pentru Dumnezeu. El credea că face bine cu lucrul acesta și va acționa în felul acesta, în sensul acesta. Iată, plin de râvnă, ajunge până la Damasc.
Așa cum spuneam, uciderea lui Ștefan a fost ușa prin care Saul a intrat în istoria Noului Testament. Și credincioșii din acea vreme, îngroziți de marea prigoană de la Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au prăștiat prin Samaria și Iudeia. Deci, în urma prigoanei, după înălțarea Domnului Iisus Hristos din Ierusalim, creștinii s-au împrăștiat în cetățile, fiecare de unde provenea, ne arată cuvântul. Saul sufla amenințare, era setos de sânge și înțelegem că fanatismul religios orbește într-atât mintea omului încât îl face ucigaș de frați. Noi auzim astăzi despre războaie civile și nu ne închipuim că oameni din același popor, din același neam, din pricina unui motiv, poate chiar religios de multe ori, sunt gata să se ucidă unii pe alții. Iată, el cere împuterniciri din partea marelui preot, cu alte cuvinte era acoperit de hârtii lucrale gar, și de ce lucrul acesta, scrisori, în supravegherea marelui preot intrau toate sinagogile din Imperiul Roman și Imperiul Roman cuprindea în vremea de atunci și Siria de astăzi, Damascul. Și el ia aceste scrisori din puternicire ca să poată avea intrare mult mai ușor la cei care doreau să le facă rău. Iată, spune, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței. Era un nume dat celor care erau credincioși Domnului Iisus, nume care arătau că erau niște oameni care mergeau pe o cale, mergeau într-o direcție, nici de cum o religie nouă, ci o direcție nouă, o cale a credinței. Este calea dată de Dumnezeu omului ca să meargă pe ea. Dacă noi citim cuvântul lui Dumnezeu, vedem că prin credință a fost socotit și Avraam credincios și toți cei care au fost credincioși au fost prin credință, calea credinței. Iată, Saul pleacă din Ierusalim având un plan și mă gândesc că până ziua de astăzi diavolul face multe planuri. Sigur, nu creștinii aveau să fie legați de data aceasta, ci Saul avea să fie legat, sigur, cu funile dragostei Domnului Iisus, ca să-l facă un vas ales, un vas de care el se va folosi în această mare lucrare de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu. Așa cum am mai spus și altă dată, Saul avea rude credincioase și nu ușor, ca într-o familie de oameni care erau temători de Dumnezeu, să ai un asemenea personaj care face atât de mult rău celor credincioși și, sigur, fără să-și dea seama, el credea că slujește pe Dumnezeu. Sunt oameni care citesc Scriptura, care acționează într-un fel sau altul și fără să-și dea seama, iată, lucrează împotriva voii lui Dumnezeu. Dar mă gândesc că Iulia și Andronic, rudele lui Saul din Roman, capitolul 16, cu siguranță se va fi rugat pentru Saul, căci el era un om cu totul și cu totul împotriva celor credincioși. Înțelegem că întâlnirea cu Domnul Iisus din locul acesta pune un nou hotar vieții noastre. Ce a fost în urmă se șterge, iar ce ne stă înainte se arată într-o nouă lumină, așa cum vedem și la Apostolul Pavel. Nu locul unde te-ai întâlnit cu Domnul Iisus are semnătate, ci întâlnirea cu Domnul Iisus și apoi schimbarea care s-a făcut în inima ta în urma acestei întâlniri. Unii s-au întâlnit cu Domnul Iisus poate acasă, alții pe călătorie în alte locuri, nu toți s-au întâlnit în același loc cu Domnul Iisus prin credință astăzi, sigur. Când Domnul Dumnezeu îți ia lumina, așa cum a luat-o lui Pavel, chiar dacă ai ochii deschiși, nu vezi nimic. Și când El îți dă lumină, chiar dacă ai ochii închiși, vezi. Înțelegem lucrul acesta pe scurt din ceea ce vedem la Apostolul Pavel. Când avea ochii deschiși, el nu vedea pe Domnul Iisus, el nu vedea că face rău, ci când Domnul Iisus îi spune, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dintr-o dată el realizează ce rău mare face. Cade la picioarele Domnului Iisus, întreabă, cine ești, Doamne? Sigur, și apoi ce vrei să fac? Și Domnul îi spune că va face din el un vas. Un vas, el se declară ca fiind
un rob, sigur mai târziu în epistole, un slujitor al Domnului, dar un vas, el niciodată nu se împotrivește stăpânului, de unde lei îl pui, stăpânul decide lucrul acesta. Și apostolul Pavel, de mai târziu, Saul, din Tars, cum este cunoscut, va fi un vas în mâna lui Dumnezeu de care el se va folosi. Iată, la începutul vieții de credință, el a avut nevoie de un ajutor și Domnul Dumnezeu îl trimite la un credincios numit Anania. Spune cuvântul lui Dumnezeu, 3 zile n-a văzut, n-a mâncat și n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania și Domnul i-a vorbit într-o noapte, într-o vedenie și i-a spus, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul, zis Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Anania în traducere înseamnă Harul lui Dumnezeu și peste Saul a fost pus Harul Domnului. Suntem la începutul mișcării de convertire a oamenilor la Domnul Iisus, așa cum știm după înălțarea Domnului Iisus. Numele celor care îl urmau pe Domnul Iisus nu era de creștini, tot în capitolul, dar mai târziu, imediat, vom vedea, tot în legătură cu lucrul acesta, după ce Barnaba îl dea pe Saul, ce duce în Antiohia, li s-a dat numele de creștini. Până atunci, numele lor era de ucenici, adică oameni dispuși să învețe de la Domnul Iisus. Și Anania era un ucenic, adică un om dispus să învețe de la Domnul Iisus Hristos. Cât de strângenitoare trebuie să fi fost această primă întâlnire dintre Saul și ucenicii pe care venise să-i prigonească. Ei se temeau de lucrul acesta. Apoi ne gândim cât de uimiți trebuie să fi fost ucenicii din Damasc să-l audă pe Saul vorbind despre Domnul Iisus și dovedind din Scripturi că El este Hristosul, Cel care trebuia să vină. Vorbind despre mesianitatea Domnului Iisus Hristos. Cât de uimiți trebuie să fi fost ei. Apoi vedem cât de mânioși trebuie să fi fost iudeii care l-așteptaseră ca asociat în încercarea de a reduce la tăcere pe cei care vorbeau despre Domnul Iisus. Nici ei nu înțelegeau lucrul acesta. Înțelegem că întâlnirea cu Domnul Iisus este o lucrare tainică și este o lucrare care poate să strice multe din planurile pe care omul și le face. Așa cum vedem din locul acesta. După 3 zile, iată, în care n-a văzut nimic, vede pe cei credincioși. Are ochi pentru cel credincioș. Și Anania îi spune, frate Saul, dintr-o dată, vede în cei care îi prigoneau niște frați. Ce mare schimbare poate să facă Domnul într-o inimă, ca din niște vrăjmași să-i vezi niște frați. Apoi, așa cum vedem aici, din cei care trebuia să fie legați, din cei care trebuia să fie prinși, adus la Ierusalim, Domnul face ca să fie niște frați adevărați și împreună cu ei să poată să vestească Evanghelia. Apoi vede o cetate și imediat, așa cum vedem din cuvântul lui Dumnezeu, Damasc, el nu mai vede acolo doar niște oameni răzvrătiți, niște oameni care nu umblă după calea cum credea el că este bună, ci vede o cetate care are nevoie de Domnul Iisus, cetatea Damasc, și vestește Evanghelia, iată, încă de atunci, îl vestește pe Domnul Iisus Hristos. Sigur că Anania îl găsește rugându-se și viața celui credincios începe cu rugăciune. Este relația lui cu Domnul Dumnezeu. Este relația celui care acum crede în Domnul, care se pleacă înaintea Domnului. Și poate sunt și între noi persoane care n-au îngenunchiat niciodată, care nu s-au rugat niciodată Domnului. Nu i-au mărturisit starea lor Domnului. Poate sunt persoane care cred că merg pe ulița cea dreaptă, au dreapta credință și sigur că, așa cum se spunea anterior, viața de păcat este la ea acasă, sigur, în viața multora. Păcatul este la dumneavoastră acasă, dar cred că merg pe drum drept. Iată, avem nevoie de mărturisire, avem nevoie să ne plecăm înaintea Domnului. Iată, El se roagă. Vrei să știi ce trebuie să faci? Roagă-te. Saul îi stătea în față
un viitor necunoscut. Domnul i-a spus lucrul acesta, este un vas pe care l-am ales. Îi voi arăta tot ce are să sufere pentru numele meu. Dar el nu s-a așteptat să sufere chiar din momentul acela. Așa cum mulți nu se așteaptă când se întorc la Dumnezeu. Ei cred că viața va fi atât de frumoasă. Și adevărat, viața cu Domnul Iisus este o viață frumoasă. Dar nu este lipsită de suferințe, de prigoană. Domnul Iisus ne-a spus, dacă vrem să-L urmăm, să ne luăm crucea. Și suferința va veni imediat, pentru că așa cum am citit, iudeii, cei care îl așteptau să fie salvatorul lor, să prigonească pe creștini, spune iudeii, s-au sfătuit să-L omoare. Iată suferința, îi voi arăta tot ce are să sufere pentru numele meu. Iată, Saul va pleca acum trimis de Domnul. E cu totul altă trimitere și el va face lucrarea lui Dumnezeu. El este un vas, o stare înaltă, așa cum spuneam, pe care Domnul l-a ales pentru lucrarea sa. Domnul a pus har în inima lui ca să facă o lucrare pentru slava lui Dumnezeu. Ziua pe la amiază, iată, când soarele era strălucitor, o lumină mult mai puternică, sigur, decât a soarelui, iată, se arată lui Saul. Mă gândesc ce har, cum se descoperă Domnului Saul. Poate au fost oameni care nu au îndrăznit să-i spună despre Domnul Iisus, poate le era frică, dar Domnul Iisus i s-a descoperit. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Domnul Iisus se identifică cu fiecare credincios care suferă pentru numele Lui. Ce descoperire uimitoare! Domnul Iisus este viu, realizează Saul lucrul acesta, El trăiește. Domnul Iisus este viu, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Domnul Iisus este viu nu doar de sărbător, cum cred oamenii, a murit și a înviat cel învie mereu. El este viu în vecii vecilor, spune Scriptura. Și cei care cred în El trăiesc ca în prezența Lui, care este viu în vecii vecilor. Pocăința, iată, se face deodată și la întrebarea sinceră a lui Saul, Domnul Iisus îi răspunde ca el să înțeleagă. Și ne vorbește și nouă astăzi, Domnul Iisus, ne se prezintă Evanghelia și mă gândesc, cum răspundem noi la vestirea Evangheliei? Saul se spune, tremurând și plin de frică, când îți vezi starea de păcat, nu poți să fii altfel. Când realizezi că stai în fața celuia care te cunoaște, cunoaște totul despre tine. Nu poți fi altfel. Întâlnirea cu Domnul Iisus a schimbat în întregime, iată, gândurile lui Saul, viața lui Saul, drumul, totul în viața lui. Se pune acum la dispoziția Domnului Iisus, Doamne, ce vrei să fac? Nu mai vreau să fac nimic de la mine, nici ce socotesc eu că e bine, ci vreau să fac numai voia Ta și lucrarea pe care mi-o dai Tu să o fac. Și întrebarea aceasta, cine ești? A făcut să fie pentru toată viața o cercetare și o dorință a sa. L-a cunoscut atunci și a dorit să-L cunoască tot mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Numai când îl cunoști pe Domnul Iisus prin credință, iată și pocăință, poți să pui a doua întrebare, Doamne, ce vrei să fac? Atunci când viața ta aparține Domnului Iisus, te pui la dispoziția Domnului Iisus ca El să lucreze în viața ta. Și ne întrebăm astăzi, sigur, ce înseamnă a fi un creștin, așa cum a fost Pavel. Înseamnă un om care s-a întâlnit odată cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus, și din această întâlnire a ieșit o ființă nouă. Cum va spune Pavel în 2 Corinteni 5:7, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Acum, întâlnirea cu Domnul Iisus te face o făptură nouă. O făptură care se pune la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Poate starea în care ne găsim este cunoscută de Domnul, noi nu cunoaștem. Și poate este una de cârtire, de împotrivire, de necredință. Domnul Iisus poate să schimbe orice inimă. El are această putere. El a venit ca să fie Mântuitorul nostru, al tuturor. Să ne plecăm înaintea Lui, să acceptăm lucrarea Lui. Și întâlnirea cu El să fie una reală. O întâlnire care să aducă în viața noastră această viață nouă. Domnul să ne ajute și pe noi să putem să realizăm lucrul acesta, să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos prin credință acum în har, ca
ca să nu ne întâlnim la judecată. Amin. Amin. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să îndea, e bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima. Speranța mea e doar în Domnul Iisus, viața mea e legată doar de El. Pot să spun că Iisus pace-n dar mi-a adus tot ce sunt, sunt prin harul Său. Chiar dacă noaptea în jurul meu se lasă, Iisus va fi mereu de partea mea. În slăbiciuni puterea Lui se arată, prin El trăiesc, e bucuria mea. El e păstorul bun ce mă păzește, chiar mi-ar fi să trec prin păi adânci. Nu mă tem, știu că El nu mă va părăsi, tot ce sunt, sunt prin harul Său. Știu că-ți e car, El prețul l-a plătit. El a murit pe cruce pentru mine și-a înviat din morți a treia zi. El a Oh.